Totodată vom asigura sprijin și pentru rudele celor care se deplasează din România în Italia pentru a ajuta persoanele care au fost afectate de această catastrofă. Avem totodată un ajutor specific pe care îl propunem pentru copiii care au rămas orfani. Înțeleg că sunt astfel de situații, persoane care au fost acolo la muncă, copiii lor au fost în România, vor primi un sprijin financiar și din partea guvernului român. Vom oferi totodată un sprijin financiar pentru familiile care au avut acolo în proprietate locuințe și care au fost distruse în proporție mai mare de 50%. Probabil că va fi sprijin și din partea autorităților italiene sau asigurări, dar un prim sprijin îl va acorda și guvernul pentru a ajuta să treacă peste acest moment dificil. Am prevăzut un sprijin, sigur, adaptat, calibrat și pentru cei care, chiar dacă n-au avut o locuință proprie acolo, și-au pierdut imobilul în care locuiau, a fost distrus și au rămas pe drumuri. Ne gândim la un sprijin financiar imediat, de urgență, pentru a-i ajuta într-o perioadă de tranziție, până când decid ce fac și să-și găsească altceva, a-i ajuta să poată să-și găsească o nouă locație în chirie.